Accidentul de la Fetești înăsprește sancțiunile pentru încălcarea normelor de siguranță. Rupem pisica în două, le-a transmis Cătălin Drulă operatorilor feroviari, pe care i-a convocat astăzi în ședință de urgență. Ministrul nu este însă la fel de dur și cu șeful CFR Călători. Deși premierul i-a sugerat să-l demită, Cătălin Drulă așteaptă luna august pentru o evaluare. Ședința cu operatorii de transport feroviar, atât de Călători cât și de Marfă, nu a durat mult. După o jumătate de oră, Cătălin Drulă a ieșit cu un mesaj tranșant. Am explicat foarte clar și ferm astăzi că rupem pisica în două. Cine va mai face vreodată rabat de la normele de siguranță în transportul feroviar, va suporta consecințele. Consecințe pe care oricum le voi înăspri față de legislația actuală. Suspendarea activității va fi cea mai ușoară dintre sancțiuni, a avertizat ministrul. Totul vine după accidentul de la Fetești, când un mecanic băut a adormit și a intrat într-o altă garnitură de marfă. Coliziunea a dat peste cap traficul dintre București și Constanța și a dus la întârzieri uriașe. Pasagerii cursei Mangalia-București au rămas blocați aproape 10 ore în câmp, fără ca măcar să primească o sticlă cu apă. Este o situație nefericită pe care am spus de ieri că o regret, ne-a spus și eu. Ca responsabil, până la urmă, ultimul domeniu, ăsta, îmi cer scuze pentru această situație. Am cerut CFR Călători un raport detaliat despre cum se pot îmbunătăți procedurile în astfel de situații. Deși mulți se așteptau să ceară demisia șefului de la CFR Călători, Ovidiu Vizante, pentru felul în care a gestionat situația, ministrul a anunțat altceva. Actul de management se judecă așezat, la rece, nu după o greșeală de moment, o declarație oricât de nefericită a fost. O evaluare a directorului CFR Călători va fi făcută totuși pe 19 august, la 4 luni de la începerea mandatului. Potrivit ministrului transporturilor, circulația București-Constanța a fost refăcută complet electrificat, în așa fel încât întârzierile nu vor înregistra mai mult de 15 minute. Cătălin Drulă a anunțat și că în cel mult două luni va semna un contract pentru achiziția 20 de trenuri electrice ultramoderne.